Concursul Europa Fish, ediția 4-a, care se adresează tinerilor și adulților cu dizabilități intelectuale, și-a desemnat câștigătorul. Trofeul Europa Fish a intrat în posesia echipei venite de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla. Cei 4 tineri cu dizabilități și 2 însoțitori vor beneficia de o vizită la Parlamentul European din Bruxelles, unde își vor prezenta posterul câștigător. Evenimentul a fost organizat de Asociația Blydorp România Suceava, câștigătoarea ediției de anul trecut a concursului național Europa Fish, împreună cu inițiatoarea acestui eveniment, Fundația Jérôme Lejeune din Franța. Președintele Asociației Blydorp România, Ionel Ivan, a spus că acest concurs se adresează tinerilor și adulților cu dizabilități intelectuale, iar scopul acestuia, indiferent de tema anuală, este de a lărgi orizontul de cunoaștere al persoanelor cu nevoi speciale, de a facilita comunicarea și de a îmbunătăți capacitatea de exprimare. Tema concursului din acest an a fost instrumente muzicale în folclorul țărilor europene. La inițiativa profesorului universitar dr. Sanda Maria Ardeleanu au fost premiate din partea cabinetului parlamentar pe care îl conduce echipele de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică pentru creativitate și Asociația Sirius Nord Gura Humorului la categoria criterii, cele 5 criterii fiind dimensiunea europeană, prezentarea, comunicarea, artele plastice și conceperea, cu suma de 500 lei fiecare, încurajând astfel participarea persoanelor cu dizabilități la acest eveniment francofon. Premiile pentru toate cele 6 echipe au fost oferite de Clubul Rotary Bucovina, Suceava, Clubul Rotary Ploiești, Grupul Mușatinii Suceava și excelența sa, François Saint-Paul, ambasadorul Franței în România. După concurs, toate echipele participante, care au reprezentat Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică O Nouă Șansă din Comuna Suceveană Todirești, Asociația Sirius Nord din Gura Humorului, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla din județul Cluj, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică, județul Suceava, și Centrul de Plasament Plopeni, județul Prahova, au vizitat Mănăstirea Voroneț, excursia fiind posibilă cu sprijinul Consiliului Județean Suceava.